Până dimineața și bine v-am regăsit într-un nou clip. În clipul ăsta facem o pompă lui nene Adrian. O probă la o pompă lui nene Adrian. Stai că am mai luat niște prostii. Nene Adrian de pe Ian's Good, dar de fapt el o mai schimba numele, nu mai știu exact, la site și o să pun un link în descriere. Este o pompă submersibilă și astăzi o testăm la o fântână de 17 metri adâncime. Plus, de fapt, facem la tot furtună, de 50, nu? Da, da, că nu are. Nu-l tăiem deloc chiar. Și da, 17 metri adâncime și cât împinge. Hai să facem un test de forță la această pompă monofazată. Pompă submersibilă. Asta e fântâna unde facem testul la pompă. Fântâna e de 17 metri care am băgat tuburile pe uscat. Apa a venit, poate nu cât vrem noi, pentru că încă e secetă. Și acum vedem. Acum sunt 3-a săptămână, deci mâine ar fi sâmbătă s-a săpat, mâine ar fi 3 săptămâni de când s-a săpat. Hai să vedem. Să aduc un lemn, spun acolo. Apa se vede destul de bine. Avem și cu laserul țin de aici, de unde am ținut și data trecută când a terminat fântâna. De la 17 metri avem 80 de centimetri de apă. Da? Asta e pentru cei care au văzut săpat fântână 17 metri. Avem apă, putem face testul liniștit. Acolo se vede că am tras furtunul, l-am dus prin spate la cașcaveta asta și o să începem să legăm pompa. Cablul l-am pus doar provizor în ștecher și l-am pus un nylon pentru că în caz că pompa nu merge și trebuie să o dau la retur, nu sunt umblat la ștecher, ceea ce e un avantaj și pentru vânzător. Poate se potrivește în altă parte sau cine știe, dar pentru o probă așa fac. După aceea o scot și leg cablul exact cât îmi trebuie și așa am luat 50 de metri mai mult, cu mult mai mult decât îmi trebuie. Și o să tăiem ștecherul și punem cu varniș, bineînțeles, și sigilăm cu bandă de izolier. Acum hai să ne uităm să vedem, că observăm că are trei adaptoare. Ăsta s-ar putea să-mi trebuiască de un țol pentru furtunul ăsta. Furtunul și el are 50 de metri și hai să trecem la treabă. Așa arată pompa de aproape, pompa submersibilă. Chiar scrie în română pe această etichetă, ceea ce este un avantaj. Și nu știu dacă am spus, da, are garanții. Schimbăm adaptorul ăsta. Sperăm să aibă garnitură. Da, avem. Are avantaj că vine cu trei adaptoare de astea direct, nu mai trebuie să facem improvizații. Ia, deja am pus pământ. Perfect. Dar cu grijă că e din plastic. Acum iau niște țărmă de asta de pe aici și legăm acolo. Era ok niște culeri de inox, dar nu am. Normal, acum la asta îi trebuie o șufă legată de acest mâner și pus o șufă sau o oață. O oață mai groasă o sfoară și da drumul, dar pentru că până vine proprietarul cu șufa, șufa se ia la pompa asta, eu o să încerc să bag amândouă odată împreună, doar pentru test. Sper să țină în cablu și în furtun, în amândouă. Furtunul vreau să văd dacă legă bine. Nu îi dau drumul pentru că mi-a
risc să rup plasticul ăsta și nu vreau. Deci tot trebuia. Da, mai am... Să le cu sârmă de asta până îmi vine. Ca asta ține, mai degrabă ține, decât doar îmi purtăm și în cablu. Am găsit o sârmă mai bună, o sârmă de 3 mm cu care leg eu la cocrari. Iar eu știu sigur că nu se întâmplă nimic și de aia. Știți că nu e ușoară pompa. O să dau drumul la pompă exact cât să-mi o nec. Acum nu știu dacă pot face un cadru și aici, dar vedem. Prindem de ață și de sârmă și de cablu și de tot și dăm drumul la pompă. Ceea ce înseamnă că se poate băga mândouă și de un singur pompă. Bine că ia mai băgat. S-a auzit cum a intrat pompa. Îmi pare rău că nu ajunge lumina până acolo. Dar facem cumva să vă arăt. Lăsăm să liniștească. Pompa e indicată. Întinde în furtună. Vezi, nene Adrian, ce am adus, da? Ca să-ți fac un pic de reclamă la pompă. Am glumit, nu? Pompa a fost achiziționată cu prețul corect. Dar Adrian e prietenul meu și de-aia îi fac un clip cu trimitere la canalul lui. Pentru că așa nu se vede. Deci am totul pregătit. Facem un pic lumină să vă arătăm că am pus pompa. Iar punem aici așa cu emoții. Cum pun, că filmez telefonul, bineînțeles. Și sper să vadă asta destul de tare. Da, se vede. Oh, în sfârșit. Deci pompa e necată, cablu e necat, sârma e necată, furtunul e necat. Ne încurc un pic de nailonul, dar protecția are prioritate tot timpul, absolut tot timpul. Ce e cu o fain să aude. Da, mergem, băgăm în priză și aia. Adică așteptăm să vină apa. Deci 50 de metri de cablu, 50 de metri de furtun, 17 metri fântână. Și avem nevoie să udăm placa. S-aude. Dar nu vine. Și distanța nu e mică. Se vede mânerul la pompă. Doamne, eu așteptam să vină, dar apa e atât de curată încât eu n-am văzut nimic. Ia uite. Încă am închis și telefonul. Uite apa. Așa curge de aici, de ia uite câtă cu apă curs. E atât de curată apa încât mi-a dat apă, mă așteptam să fie murdar. Bine, nici eu n-am băgat până la fund. Până la fund.
Ia uite, mă, ce curată e apa și eu. Nici eu nu am băgat. Ia, cât apă avem aici. Nici eu n-am băgat până la mâl, pentru că să nu înfund. Ia, nene Adrian, mersi de... Oare să calc aici? Calc, ieri am turnat asta. Și apă frumoasă și curată. Oare să iau gură din ea? Deci e prima dată când scoatem apă din fântâna asta. Hai să facem... Bă, chiar e bună. Deci, 3 săptămâni am udat placa. Ei! Am făcut acolo. M-am grăbit să alerg în coace când am văzut. Noroc că m-am uitat. M-am grăbit. Și ea curgea aici și așteptam, dar ce curată. Gata, ne-am făcut damblaua, am făcut testul. M-am udat și eu pe picioare, scoatem din priză. Cam udat și placa, am făcut și test. Scoatem și sigilul. Dar ce s-o îngusta, s-o vidat ăsta. N-are nimica, că oricum trebuie să scot, să leg la gata și... Aia e. Ia, hai să vă mai dau un cadru jos. E, vine apa înapoi. Dar e bine că vine, pentru că vreau să scot și e greu de unul singur. Ah, ce bine, pare că am udat placa. Deci, un videoclip pentru două persoane. Pompa, cei care interesează, și pentru cei care, acum 3 săptămâni, când am băgat tubul în fântână la 17 metri adâncime și am dat de o plânsoare la 9 metri, au spus că de ce am băgat tuburile. Ia, uitați că este apă. Da. Strângem jucăriile și mergem acasă, că ne-am făcut treaba asta. Am montat pompa, am verificat și toate bune și frumoase. Da, acum sper să nu mai gâtui. Am întins cum trebuie de data asta cablu și mai dăm un start pompa. O băgăm mai tare în fântână. Stai să-mi iau pun mânuși. Apar! A, uite, de data asta am văzut-o, vezi că vine! Da, dar ce țeapă mai am luat mai devreme? Acum nu-i mai este nici. Scunoaști că suntem doi. Uneți doi, puterea crește și furtunul nu gătuiește. Ce rim am făcut, nu? Uite, și debitul e mai mare. Dă-i aici, te rog. Că aici nu prea am udat-o bine. Da, și pe asta dacă tot. Și eu mă uit să văd ce s-a întâmplat aici. Dar cam trebuie de acum. Am cam stors-o toată, dar o mai storc o leacă. O mai las o leacă. Deci... Am undat de două ori placa.
și gata pe azi, mergem acasă. Spor vă doresc, orice ați face. Să atingem capacul? Uh-huh. Uite-mă unde s-a. Capac. Uite pompa noastră cât apă scoate. Bine, aceeași pompă, altă zi, pentru că avem metraj de apă acum. Cum e cel mai bun test, nu? Să scoți apă dintr-un butoi și pui în același butoi. Deci e covi. Așa, cum direcționăm să udem și în mijloc jos? La o las, așa, și la... Nu, nașul, facem așa. Da. Și te rogi să atingă tot. Păi valul mai mic. Are. Aha. Hai că are efect mai bine. Salut! Salut! Da, deci e bun mână pompa lui Nene Adrian. Dacă o folosești cum ai folosit-o până acum, te ține 10 ani. Nu, că ruginește, nu sunt femeie. Pompa? E firmă. A. Vezi? De asta am și legat, dacă vă amintiți cum am făcut legătura la cablul ăsta de curent, tu nu erai naș. Am legat așa, că dacă vine unul și toarnă apa deasupra. Furtunul se duce așa 50 de metri la vale, de fapt cu tot, 5 fântânări, 50 de metri și vine înapoi. E nașpa că s-a tulburat și nu mai vedem nimic a jos. Tu vezi? E tot, e curată. A? Acum e curată, frate. Cum e? Curată. Ce să beau băut? Nu, da, e. Dar n-am apă, băi. Am o bere, s-a dus o bere? Nu, știți cu căruță.